Interes public. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, procurorii anticorupție au făcut audieri toată noaptea în dosarul angajaților de la permise și înmatriculări Suceava, acuzați că au strâns averi fabuloase din mită. 14 inculpați au fost reținuți pentru luare de mită, abuz în serviciu sau trafic de influență, iar printre ei se numără și un fost șef al instituției cercetat în două dosare. Din casele celor 14, ofițerii au ridicat peste 1,2 milioane de euro, sute de mii de lei, 10 de ceasuri rare și 8 boliți de lux. Colega mea, Maria Moiș, are detalii despre acuzațiile din acest caz. Maria, te rog. Am găsit printre cei 14 reținuți se află fostul șef de la permise, inclusiv un ofițer al Direcției Generale Anticorupție și alți angajați de la permise și registrul autoromân. Procurorii spun că în ultimii 2 ani în Suceava a fost creată o adevărată fabrică de permise auto, zeci sau poate chiar sute de carnete auto ar fi fost date în mod fraudulos. Se percepea și un tarif între 3.000 și 6.000 de euro. De asemenea, această rețea, pentru că procurorii spun că a fost creată o rețea, a fost implicată inclusiv în obținerea plăcuțelor de înmatriculare pentru cei care plăteau bani cu titlul de mită fără programare, iar pentru urgentare se percepea de asemenea un tarif între 200 și 1.000 de euro în funcție, desigur, de profilul clientului, să spunem așa. La percheziții au fost găsiți în cursul zilei de ieri peste 1 milion de euro. Au fost găsite și mai multe bijuterii, 37 de ceasuri, 21 de brățări, 18 lanțuri și pandative de aur. În ce privește acum pe cei 14 suspecți din dosar, toți vor fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Maria Moiș, mulțumesc foarte mult! Cazul angajaților de la Direcția Permise Suceava, bănuiți că aveau în case atât de mulți bani primiți mită încât îi țineau în ligheane, nu este singular. Numai departe de săptămâna trecută, anchetatorii au găsit în casa unui traficant de droguri din capitală mormane de bani ascunși și în lenjeriile de pat și în cutii de pantofi. Alți inculpați prinși de-a lungul timpului de polițiștii și procurorii din întreaga țară au fost mai inventivi în a-și ascunde prada. Discutăm despre toate acestea cu jurnalistul Digi24, Andreea Georgescu, alături de mine în platou. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața! Inventivi, la ce să ne gândim? Care au fost cele mai neobișnuite ascunzători pentru astfel de persoane, să spunem așa, descoperite de anchetatori? Da, putem lejer observa două categorii de persoane bănuite, unele condamnate deja pentru obținerea de foloase necuvenite din infracțiuni în sume importante, pentru că am văzut acele imagini cu mormane de bani, bani lăsați în lighean sau ascunși în serviete care aproape dădeau pe din afară de euro sau lei de la caz la caz în funcție de banii primiți pentru prestarea unor servicii. Oameni care îi țineau pur și simplu prin casă, semn că erau ferm convinși că niciodată nu se vor trezi cu poliția, cu mascații la ușă într-o percheziție, și oameni care, pentru a-și ascunde cât mai bine urmele, au construit lăcașuri speciale pentru a ascunde bunuri furate de obicei. Cam în aceste cazuri se folosește acest mod de operare. Un caz foarte interesant al unor români care în urmă cu aproape 3 ani au furat câteva sute de manuscrise sau documente vechi de câteva sute de ani, de până la 400-500 de ani, și care le-au adus în România și le-au ascuns într-un beci special săpat pentru a putea ține documentele respective, foarte valoroase, unicat unele dintre ele, și a le putea scoate pe piața neagră la momentul potrivit, când ar fi trecut suficient timp de la jaful secolului, cum l-a numit presa din Marea Britanie, de acolo de unde au fost furate acele documente care erau transportate de un colecționar și aduse și ascunse undeva într-un sat din România. Au fost găsite până la urmă, în urma unei colaborări între autoritățile din Marea Britanie și cele de la București. De asemenea, un alt caz care a făcut multă vâlvă la vremea lui, celebrele tablouri ale fostului ministru Darius Vulcov, de asemenea unele găsite ascunse în dulapuri, în spatele unor pereți falși și așa mai departe. De cealaltă parte, vedem aceste cazuri de oameni care țineau la vedere în case sume uriașe de bani și, desigur, cazul de săptămâna trecută al acelui bărbat bănuit că vindea droguri cumva în mediile
bine înstărite din capitală și care avea atât de mulți bani în casă încât ajunsese să-i depoziteze în cutiile de pantofi. Cu banii la vedere, așa stau unii dintre ei, ne-ai spus și tu ceva mai devreme, se gândesc cumva că nu vor veni polițiștii peste ei, nu se va întâmpla absolut nimic. Ce-i dă de gol totuși pe suspecți? Cum ajung anchetatorii la banii și la bunurile furate? De obicei, astfel de investigații, care durează câteva luni pentru a putea strânge suficiente probe și să ceri mandat de percheziție și să te duci în casa unui suspect pentru fapte de corupție, pleacă de la un denunț. E clar că în cazul de la Suceava asta s-a întâmplat. Cineva nemulțumit din diverse motive, fie că tariful perceput a fost prea mare, fie că serviciul plătit nu a mai fost prestat, cu ghilimele de rigoare desigur, a făcut un denunț. Nu s-a întâmplat la Suceava prima oară, s-a întâmplat în celebrul caz Pitești, dacă ți-l amintești, a fost prima, așa zisă, fabrică de permise din casă. S-a întâmplat și la București în urmă câțiva ani, când de asemenea o rețea de instructori și polițiști bănuiți că aranjau examenul practic pentru obținerea dreptului de a conduce, au fost la rândul lor reținuți și trimiși ulterior judecata. Mulțumesc foarte mult, Andreea Georgescu, pentru prezența în platou și pentru toate aceste detalii.